urgență pentru a ne pronunța în legătură cu acest proiect și pentru aceasta a fost convocat plenul Consiliului Superior al Magistraturii în acest moment. După cum se vede, am fost puși în fața faptului împlinit. De ce această grabă, domnule procuror? Este o întrebare foarte bună pentru inițiatori. Altă întrebare. Dar mai are vreun efect această ședință din această dimineață? Mai poate influența CSM-ul această ordonanță publicată deja în Monitor Oficial? Este o bună provocare pentru autoritatea judecătorească și autoritatea judecătorească este cea care trebuie să demonstreze acum că are într-adevăr substanță și că nu poate fi tratată ca o cantitate neglijabilă. Vă mulțumesc. Ce înseamnă această ordonanță de urgență asupra... Această ordonanță sau care ar fi posibilitatea? Este în curs de a se examina cine ar trebui să o atace la Curtea Constituțională și este imperios necesar ca ea trebuie să fie atacată și examinată de Curtea Constituțională pentru că derapajul de neconstituționalitate este vădit. Și eu zic că va putea fi observat cu ușurință acest derapaj. Domnule procuror general, ministrul Justiției, artizanul acestor întâmplări, vă reproșează că ați comentat un pic cam mult și că rolul noastră ca procuror este să aplicați legea. Doresc să vă spun dumneavoastră, nu al cuiva, că în calitate de membru al Consiliului Superior al Magistraturii am și eu partea mea de decizie și de responsabilitate în a examina și a-mi exercita partea care îmi revine din această autoritate a Consiliului Superior. Avizul CSM-ului este într-adevăr unul consultativ, dar nu este important punctul de vedere al specialiștilor din CSM? Este foarte important și urmează ca astăzi să se examineze și să se expună din nou un punct de vedere de către Consiliul Superior. Domnule procuror, anticorupție, această ordonanță împiedică această luptă împotriva corupției, împotriva infracțiunii. Dar este vădit, adică pentru a avea o luptă anticorupție eficace, pentru a avea o aplicare a legii eficace, este nevoie să ai instrumente juridice la nivelul celor care să fie apte de a combate acest fenomen. Noi când am intrat în Uniunea Europeană, tocmai cu acest pachet legislativ am intrat, iar acum observăm că treptat aceste instrumente care sunt cele mai eficace sunt eliminate. Mulțumim tare mult, domnule, mai am o întrebare, vă rog. Haideți puțin aici, domnule președinte. Cum comentați ceea ce s-a întâmplat la ceas de noapte? Bine, președinte. Ce aș putea să mai... comentez acum când suntem în fața faptului împlinit. Singurul lucru pe care pot să-l spun, cred că noi ca popor avem o problemă cu valorile morale și cred că ar trebui să ne gândim foarte serios spre ceea ce ne vrem să ne îndreptăm. Mai puteți schimba CSM-ul, mai poate schimba ceva? Astăzi a fost convocată ședința Consiliului Superior al Magistraturii pentru a discuta avizul asupra noii forme a ordonanței. Din păcate, ordonanța a fost adoptată fără avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Ne vom întâlni și de comun acord, am înțeles că va veni și președintele României. Vom stabili o modalitate, o poziție și o modalitate de lucru în continuare. Ați luat această ordonanță pentru a fi scăpați anumiți oameni politici cu dosare penale? Din punctul nostru de vedere, având în vedere modul în care a fost Da, acum nu știu ce să spun. Trebuie să văd cu atenție care este noua formă a ordonanței. Când am să mă întorc la curte, am să încerc să fac o statistică a dosarelor aflate pe rola obiectului lor și în funcție de asta putem stabili și impactul. După maniera în care a procedat executivul, vi s-a părut că nici măcar nu a existat o intenție reală de a vă consulta? Declarații doamnelor și domnilor, i-ați văzut pe Iulia Tarcea, președinta ICCJ, dar și pe procuror general Augustin Lazăr, în contextul în care, începând cu ora 9, a fost convocat plenul CSM pentru a se discuta avizul pe forma ordonanței care a fost adoptată fără acest aviz. Noi intrăm în pauză de publicitate. În doar câteva minute vă aștept cu informațiile orei 9. Rămâneți pe B1 TV.